De mai bine de un an, pandemia bate crunt în sistemul nostru de sănătate. Totuși, controlele de rutină în cetățenilor au continuat. Medicii spun că situația epidemiologică i-a făcut pe oameni să fie mult mai atenți cu propria sănătate. Astfel, numărul programărilor pentru simplele controle medicale a crescut. Și mai mulți moldoveni ajung la medic doar atunci când nu mai pot de durere sau boala, în mod evident, a evoluat grav. Totuși, se pare că pandemia a schimbat macazul. Medicii de familie spun că începând cu anul trecut, solicitările pentru un control medical de rutină au crescut. Deci, începând cu anul 2020, nu știm care a fost pricina, poate și pandemia, o mare parte a populației conștientizează că este nevoie să prezinte la medic și chiar avem și o adresare mai mare. Medicii atenționează că pentru a preveni unele boli grave este important ca cel puțin o dată pe an cetățenii în mod voluntar să meargă la medic pentru un control de rutină. În spitalele de stat toate serviciile sunt acoperite de polița de asigurare, nu și în instituțiile private. Obligator o dată, două ori pe an, fiecare cetățean este nevoie să se prezinte la medicul de familie pentru a trece un control profilactic prin programare, pentru a efectua analiza generală a sângelui, analiza generală a urinii și, în dependență de situații, se poate de mai indicat conform riscurilor sau unor probleme care le-a depistat medicul. Oamenii spun că, într-adevăr, au început să fie mai precauți și merg regulat la medicul de familie. Da, sunt în legătură cu policlinica, fiindcă noi trebuie să ținem legătură cu policlinica, să te controlăm, dacă vrem să trăim mai mult. Manual întreaga familie, facem și analiza sângelui generală și biochimia și iată cum vin de la ultrasonografie și sper să fie sănătoși și toată lumea să fie sănătoasă. Oameni buni, aveți grijă de sănătate. Sănătatea noastră este în mâinile oamenilor în halate albe. Câte ori am nevoie, de câte ori mă duc. Foarte important ca să mergi mai des, cum ai simptome, cum ai cerințe de a te adresa la medic, trebuie numai decât să vii. Trebuie să adreseze lumea la timp, altfel sunt complicații mari. O altă problemă care a fost și este înrădăcinată în rândul moldovenilor este automedicația sau consumul irațional de preparate. Părere de rău, la noi în Republica Moldova se practică automedicația. Des pacienții se adresează cu complicații deja, care au primit un timp oarecare medicamente fără a se consulta cu medicul de familie. Îndemnăm populația, când este nevoie de tratament sau apare o problemă în sănătate, să se adreseze la medicul de familie. Datele oficiale arată că aproximativ 90% dintre moldoveni au poliță de asigurare medicală obligatorie, iar alți 63.000 de cetățeni s-au asigurat în mod individual, în creștere cu aproximativ 3.000 de persoane față de anul 2019.